Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seara de GTA 5 online. De asta dată vreau să vă prezint o mașină de drift. Nu știu dacă e făcută special pentru mine, nu știu dar și pentru ce e făcută, bă, dar alunec. Alunec grav și dacă știți să o controlezi, este ceva super frumos. Ceva de gen. Se scoate funca lumea din... se vede că e de drift. No, și o să vă arăt și două locații, niște parcări subterane, cum ar veni, unde bă, nu prea sunt mașini și poți să faci drift liniștit pe acolo. Bine, mai e parcarea aia mare de pe plajă, dar da, nu, uite, eu ce am zis, parcare subterană, nu-i nici naiba pe aici și poți să te distrezi ca lumea pe aici. Asta și o să vă mai arăt una, dar mașina asta fuge rău, adică îi dă de rupe, da, și sunt caracterul e costumat de Independence Day chestii, pentru că, nu, am să le iau și eu, să le am. Vedeți că duce frumos. Din mașina asta mi se pare chiar că e făcută de drift, efectiv, că îi fuge și duce și... îi fuge și fund, așa. Tare. Deci, dar în același timp poți să o și controlezi, nu neapărat. Că fuge, adică dacă te obișnuiești puțin cu ea, îți dai seama. Cam asta ar fi prima locație. A doua ar fi... fix lângă tuning shop. Da, pe asta, vedeți, uite, aici. Aici este. O găsiți super ușor. Afară este zi. Așa, opa. Alta parcare sau? Nu e subteran, mi s-a părut că e subteran. Ia frate, mi-o dă. Nu știu să acționez, dar mergem până la tuning shop. Eu vreau să îi pun și neoane. Că am uitat să-i pun neoane, am fost să repar și știam eu că uitasem ceva. Ce fac, ce să-i pun. Hai, nu te băga, așa. Nu. Chiar cum mai să nu... Încerc cât se poate de mult să nu zgârii mașina sau să o lovesc, că nu vreau să o stric. Hai să-i punem niște neoane. Da, așa se cheamă mașina. Bă, nu uitați, nu știu dacă v-am făcut. Dacă vă place un like acolo, dacă aveți episoade de GTA acolo, bla nou. Lights. Neon. Neon color. Așa, electric blue. Asta, bla. Bun. Acum să mergem și la a doua locație. Care e aproape de aici. Vedeți că îi fuge fundul de rupe, dar îi fuge în așa fel încât e controlabilă. Dacă te înveți puțin cu ea. A, bun, și pe aici mai sunt din când în când o mașină, două, ceva de genul, dar... în rest nu prea sunt, știi? Adică te poți distra pe aici, te înjur la chestia asta super mult. Pam. Și cum am distrat, înainte de clip, m-am distrat foarte mult pe aici acum. Cu mașinița asta. Vedeți că fuge tare de tot. Trebuie să faci de câteva ore așa până când te obișnuiești. După ce te obișnui cu ea și... să faci rombul ăsta ca lumea. E bine. Pam. Așa. No, vedeți. Cât de cât e să rombul. Bun. No.
Asta a fost shadow-ul că aceasta este aproape de autoshop-ul, asta cred că știe cam majoritatea dintre voi. Part undeva n-am văzut să fie, dar ăștia puțin pe autostradă, vin până pe aici să văd cum se descurcă. Da? Hai să vedem puțin pe autostradă, să vedem cum se descurcă și în trafic la viteze mai mari. Sau dacă prinde viteze mai mari, dar deja îmi dau seama că fuge. Nu te băga, nu te băga. Nu, de la viteză mai mare nu fuge, nu fuge așa rău. Nu, și acum mai dăm pe autostradă. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Dar, dacă nu, tot ok. De fugit, fuge. Că știu eu pe unde să mă bag. Trebuie să pe aici mă bag. Uite. Dacă am cauciucuri de drift. Mamă, dar aici deja pârie. Gen simte că nu mai poate. Băi, dă ceva, sincer. Uite ca lumea. Pe aici apunde, pe aici. Acum hai să vedem că după asta că e linia dreaptă, hai să vedem cât îmi frânează. S-a întors puțin la frânare. Nu prea place să frâneze așa în linia dreaptă, că s-a cam întors. No. Cam atât a fost episodul, dacă v-a plăcut, un like acolo și să-mi spuneți ce mașini vreți să duc în episod, să vedem cum se tunează sau mai știu eu ce. Până la data viitoare, ne auzim. Nu știu, ne auzim data viitoare. Ceau, pa, pa.